Hai să vă arăt ce este în apartamentul ăsta, cum l-am făcut, exact fiecare piesă în parte, pentru că până acum voi ați văzut doar un mic cinematic, câteva, câteva secvențe despre ce s-a întâmplat aici, dar hai să vorbim în detaliu acum. Hai să începem! Bun, dar acum vreau să intrăm în detaliu și pentru asta cred că mai bine aș schimba obiectivul să trecem ceva mai luminos pentru că intrăm în anumite colțuri și să vă arăt detaliile alea mici pe care vreau să le vedeți. Hai să schimb acum obiectivul. Da, parcă așa e puțin mai bine. Chiar dacă obiectivul ăsta este puțin mai strâns, dar am mai multă lumină din partea lui și nu trebuie să stau cu toate luminile la la maxim, plus că profunzimea de câmp este mai mică și o să arate totul mult mai bine. Bun. Hai să începem cu începutul în primul rând și avem aici în spate mobilă nouă. Înainte, aici era o mobilă pe care ați văzut, ați văzut câteva cadre cu ea în video trecut, o să las link în card dacă nu deja l-am pus. Aici, cardul de aici să nu ne mai încurcă tot. Nu mai știu care, frate, că mă văd în ecranul de aici, nu mai știu care, în care direct e cardul. Dar cred că e aici, da, aici ar trebui să fie. Bun. Mobila asta era maro, era genul la venghe, stilul ăla vechi pe care îl găsești la oricine în care are loc pentru un, nu știu, un televizor pe mijloc, care are niște rafturi pe margine, dar spațiul ăla nu putea fi utilizat la maxim, plus că nu era până sus. Puteam să mai pun chestii deasupra, dar nu puteam să pun ceva ce poate fi lăsa la vedere, adică trebuia să pun doar chestii care puteau fi lăsate la vedere, nu știu, puteam să pun o veioză eventual sau chestii genul ăsta, niște sticle, poate ceva, o colecție, ornament, dar nu puteam să las, nu știu, lingerie, nu puteam să las haine acolo sus, pentru că na, erau la vedere, dar nu puteam să las așa ceva în casă. Așa că am preferat, am optat pentru un dulap complet din podea până în tavan și așa este loc pentru de toate. Dulapul este luat de la Jisc. Majoritatea mobilierului de aici este luat de la Jisc pentru că au avut niște prețuri extraordinare și calitatea materialelor din care sunt făcute dulapurile este extraordinară. Bun, aici avem birou de stream. V-am zis și data trecută că ăsta se va schimba, că voi va fi altceva și anume un birou ajustabil, reglabil pe înălțime. Bă, de când îl folosesc, că deja am o perioadă, cred că aproximativ o lună, de când îl folosesc, este absolut genial. Faptul că poți trece de la stat în picioare, la jos, pe scaun și să schimbi între ele când vrei tu, dacă te plictisești, dacă nu știu, poate ți-a amorțit spatele, poate nu știu, habar nu am, în orice situație, efectiv, poți să te ridici și să apeși pe un buton și se ridică și biroul odată cu tine și poți să faci totul, să muncești de la înălțime și pe mine m-a ajutat extraordinar de mult, având în vedere... La pe mine mă ajută extraordinar de mult pentru că la birou stau toată ziua jos, stau toată ziua pe scaun, așa că atunci când vin acasă și am de editat sau fac stream, este extraordinar, este mană cerească să pot sta în picioare și efectiv ajută și pentru postura mea, nu știu, circulă altfel sângele, că e și dovedi medical că este bine din când în când, cel puțin un minut pe oră să stai în picioare, așa că birouul ăsta este absolut genial. Tot ce se află pe birouul ăsta, inclusiv avem aici un microfon, avem aici iPad-ul care este nou în familie, este un iPad generația 6 din 2018. A fost nevoie și de un scaun nou. Până acum în casă aveam doar scaune de genul ăla de lemn care practic le desfăceai și stăteau acolo, nu făceau absolut nimic, adică nu, nu erau comode sau cel puțin nu pentru o perioadă lungă de timp de sta pe ele. Acum am luat un scaun nou, scaun de gaming de la Marvo, sincer este game changer, adică pur și simplu este altfel să stai pe un scaun pe care îl poți regla de asemenea pe înălțime, spate reglabil, mult, mult mai comod decât un scaun de lemn. Acolo în spate am făcut managementul cablurilor. A, ah, ce vreau să vă zic, când vine vorba de stream, de birou de stream și de setup-ul de stream pe care l-am, cred că o să intrăm în detaliu într-un alt video mai încolo, pentru că sunt mult mai multe chestii de zis și nu vreau să lungesc clipul ăsta extraordinar de mult și plus că mai vreau să fac un update la setup, așa că în momentul când o să termin, când o să fiu mulțumit cu ce se întâmplă în setup-ul de stream, atunci probabil o să facem și un update să vă arăt exact ce puteți face? Plus că majoritatea chestiilor de acolo sunt de buget, așa că foarte mulți dintre voi vă puteți face tot setup-ul dacă vreți să apucați de stream, așa că o să fie un sfat super bun pentru voi. Nu uitați să dați subscribe acolo și să activați notificările pentru că o să primiți notificări în momentul în care eu fac clipul ăsta, da? Bun. Ah, și nu uitați de giveaway. Hai să continuăm. Ok, tot un sfat ce mai putem observa la birou de stream și cam este prin toată casa și anume două panouri. Am acolo două panouri absorbante și nu sunt singure. Vi le arăt imediat pe toate, dar ales sunt niște bureți pe care i-am cumpărat. Bureți... Uh nu știu, avea o denumire, acum nu mi amintesc. Sunt niște bureți oricum fonoabsorbanți care ajută pentru reducerea ecoului din cameră. Chiar vine ecoul ăsta destul de nervant, mai ales că toată mobila este colțuroasă, este dreaptă din lemn lucioasă și efectiv orice sunet pe care îl fac și îl scot se presfrânge pe aici. Și vorbind despre bureți fonoabsorbanți, mai sunt aici pe ușa de la balcon, mai sunt doi lipiți de ușă care ajută, ajută și în anumite situații, îmi depinde de unghiul în care filmez și colțul pe care îl aleg eu să filmez, rolete rolete, pentru că eu vreau să controlez lumina din studio și din toată camera asta, așa că nu vreau să-mi afecteze cu nimic lumina de afară, nu vreau să-mi afecteze environmentul, nu vreau să-mi afecteze studio nu vreau să-mi afecteze înregistrarea lumina de afară, pentru că lumina de afară poate varia dacă este mai înourat, dacă apar niște nori, pentru că o înregistrare poate dura între 30 de minute și o oră, da? Adică într-o oră se poate schimba foarte mult lumina de afară, mai ales dacă eu înregistrez majoritatea timpului seara, când vin de la muncă sau chiar și în weekend, tot mai spre seara, dacă ar fi înregistrez, soarele poate apune și mie îmi spare lumina, așa că nu mă pot baza deloc pe lumina de afară să mi efecteze imaginea pe care o vreau eu. Așa că am luat niște rolete, mă rog, sunt niște de-astea reglabile sunt luate de la JISC de asemenea și ajută extraordinar de mult și eu mai am una, dar este pe din afară, este pe din afara geamului la balcon, mă rog, la ușa la balcon și la fel se dă în jos și uh, mi optorează în proporție de 90% lumina care vine de afară. În continuare uh! avem canapeaua, canapeaua care este luată de la JISC, la fel, tot luată de la JISC, este o canapea absolut extraordinară pentru că este extensibilă, adică se face pat în locul canapelei, că, că nu e cacofonie. Dar în locul acestei canapele aveam un pat. Era un pat de 160 pe 200. Era un pat imens, imens și ocupa o grămadă de spațiu și având în vedere că doarme o singură persoană nu era nevoie de mai mult de atât. Mai ales că acum poți să dormi pe canapeau chiar strâns, adică nu e nevoie să o extinde fiecare dată, dar dacă vreau să dorm mai comod, pot să extind canapeaua. Așa că este, a fost o schimbare destul de mare. Canapeaua a fost prima schimbată înainte să încep să schimb tot să vă ruiesc pereții și toată mobila și s-a simțit schimbarea canapelei din prima. Adică, nu știu, deja în o zi două mă obișnuisem și deja aveam mult mai mult spațiu și asta este cel mai important. Să am spațiu, pentru că este... Totuși este un apartament destul de mic, vorbim aici de undeva 45-46 cred de metri pătrați, camera asta nu știu exact cât ca metri pătrați, că e destul de greu de calculat, dar orice spațiu în plus, dacă pot face camera asta mai spațioasă, este binevenit. Așa că, bun, hai să continuăm. Exact deasupra canapelii, pe perete, avem logo-ul meu. Este semnătura mea, este ceva de acum ca un brand de al meu, ceva ce mă reprezintă și mi-mi place extraordinar de mult. Este scrie Alin Zvâncă, Bă, ideea asta, nu știu, sincer nici nu știu cum mi-a venit ideea asta, dar în momentul de față mi se pare că se potrivește extraordinar de mult aici, mai ales că în momentul când voi face filmări, ca și asta de altfel, dar dacă voi face filmări cu asta ca background, este absolut excelent. Și aici în spate am un lampadar, un lampadar luat de la JISC, este un, o lampă de aia cu picior pe podea, destul de înaltă, cu un soclu E14 și am pus un bec cu LED-uri cred că are 4 LED-uri sau ceva, dar este destul de ok. Lumină galbenă, lumină galbuie, incandescentă, mă rog, galben uh, mai închis, o leacă, care să bată spre logo pentru că dă un efect super fain, având în vedere că peretele este albastru închis cu lampa uh, galbenă. Este un contrast super fain, pentru că dacă știm teoria culorilor, ori gentil, care sunt la poluri opuse în cercul ăla, al culorilor și teoretic din punct de vedere cromatic, a corectitudinii cromatice, e ok, e corect. Bun, lângă Asta e preferata mea. Asta, pe asta o ador, sincer. Este o lampă pe led uri și dacă vă vine să credeți, este luată din Lidl. De ce îmi place lampa asta așa de mult? Haideți să vă arăt! Pentru că este full customizabilă este full customizabilă de pe telefon și așa că pot să-i schimb culoarea. Nu prea se vede aici pentru că e destul de luminoasă. Stai să mai scad din intensitate. Am prea multă lumină aici, da? acum parcă se vede puțin. Ia să încerc să mai închid o leacă de luminositate. Atât! Bun, acum se observă mai bine culoarea lămpii și ceea ce m-a surprins super tare la ei, că e super luminoasă, adică dacă eu dau pe, nu știu, lumină de 4000 de Kelvin, adică un pic galbui așa și dau la maxim, uuuu, uh, și s-a făcut ziua, mai ales dacă pun lumina așa și da, ar fi o chestie să Luminesc puțin. Da, arată genial. Ah, și o chestie super mișto la ea, dacă vrem să facem bumți bumți. Da, nu mă pricep eu la big boxing, da, big, la big boxing. Nu mă pricep eu la big boxing, dar are posibilitatea de a reacționa la sunete, la muzică în principiu, adică dacă pui telefonul, pentru că tot controlat de pe telefon. Dacă pui telefonul lângă un difuzor sau ceva, lampa îți va reacționa la sunet și la muzică. Mi se pare absolut genial. Încă o chestie care pe mine mă enervează extraordinar de tare în momentul de față este masa asta. De masa asta încă n-am putut să scap. Este masa pe care o aveam înainte, este masa pe care o folosesc foarte, foarte des și nu găsesc un locuitor perfect în momentul de față. Mă gândeam mă gândeam sincer la o măsuță cu roți, ceva, nu știu, gen să fie, poată fi mutată super ușor prin casă, pentru că o și mut destul de des, pe ea mai mănânc, pe ea mai țin tableta, pe ea țin laptopul dacă vreau să înregistrez ceva de la un microfon și trebuie să țin laptopul aproape de microfon, deci îmi este super mega utilă și o mut destul de des, dar nu prea se potrivește cu peisajul, adică... Nu! Dacă voi credeți că este o idee mai bună să trec pe o altă măsuță, mă gândeam la una albă. Voi ce părere aveți? Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți cu ce ar să schimb pe asta. Mă gândesc la o masă albă, probabil ceva pe roți. Am găsit un model, dar nu sunt convins pentru că era mai mică, mult mai mică decât asta. Dar există o posibilitate, așa că încă îmi formez idei. Vedem ce o să iasă. Că tot vorbeam de panouri fonoabsorbante mai înainte, în jurul studioului, de fapt studioul de aici, da? Studioul. Este căptușit, este în conjurat de trei panouri fonoabsorbante principale. Avem unul aici. Este făcut DIY, este făcut acasă cu vată balzatică și cu un panou de pal, cred un panou de la, nu știu, nu mă pricep extraordinar de mult, dar este făcut acasă și este extraordinar, adică dacă ne apropiem de el. Uh! Mama, Mamă, cum se aud, mă rog, nu se aude, mamă, cum nu se aude. Mai avem unul aici în spatele pânzei negre și mai este unul aici. Deci avem trei panouri, trei panouri fonoabsorbante în jurul studioului care absorb din eco și mai este unul vis-a-vis -vis de studio. Uite-l! Uite ce frumos e. Și așa că, cumva, față, vis-a-vis, -vis, față, față, nu știu, am, am, izolare fonică și din fața studioului, și din spatele studioului, și din laterala studioului, which is nice, adică mă ajută foarte mult, mai ales că pot folosi colțul ăsta dacă vreodată ar fi să înregistrez, cine știe, o melodie, să aduc pe cineva să folosim, să folosim niște microfoane, să înregistrăm ceva, hmm. S-ar putea, s-ar putea să iasă super ok. Bă, lumina asta mă desperă, ia să vedem. Și că tot vorbeam de studio. Studio este un subiect destul de mare, care cuprinde o grămadă de chestii, o grămadă de accesorii, o grămadă de tooluri, o grămadă de bucăți, de piese de studio, nu știu cum să le zic, da, accesorii, da, rămâne la accesorii, gen lumini, microfoane, camere și ce folosesc eu pentru a filma cel puțin unboxing-ul. Apoi este vorba despre birou de stream, da? Astea sunt niște subiecte pe care o să le tratăm separat, în videouri diferite, cred că asta cu studio o să vină mai devreme. O să le lăsăm. Lăsați-mi în comentarii dacă chiar vreți, pentru că na, nu este obligatoriu, eu mă gândeam, este în mintea mea să fac videouri separate pentru ele, dar na, dacă nu se vrea, nu se vrea. Poate nu sunteți interesați de ce anume am eu studio. Așa că dacă sunteți interesați... Așa că dacă sunteți interesați de studio și de birou, mă rog, studio de stream, facem videouri separate. Lăsați-mi lăsați în comentarii. Bun. A, și încă o chestie la studio. Scaunul ăsta. Amuz. Aici. Ăla se mai numește și scaun de haine. Acolo, a, și scaun de, de, la studio și scaunul de la stream, ambele sunt scaune de haine. Probabil dați un like. Dați, vă rog, un like dacă și voi aveți în casă un scaun de haine. Genul de haine pe care le-ai purtat odată. Dar nu sunt nici murdare cât să le pui la spălat, dar nici atât de curate pe cât să le pui în dulap. Așa că le lași acolo, pe un scaun. Eu îl numesc scaun de haine. Probabil toți avem așa ceva, ca și dulapul cu pungi sau punga cu pungi. Și am rămas un singur colț din casa asta și anume, încă un dulap cu glei microspray acolo nu-i reclamă, dar mă, cine știe... și încă un dulap, tot de la Giscloua de fapt sunt două corpuri la fel ca și la ăsta avem un corp aici sus un corp aici jos și aici, un corp jos, un corp sus. Asta nu este până în tavan, asta este puțin mai mic pentru că nu am găsit, efectiv nu am reușit să găsesc ceva pe dimensiunile de care aveam nevoie și să fie până în tavan. Dar sincer este absolut extraordinar. Iar aici jos avem televizorul pe care îl mai folosesc din când în când. Nu tot timpul, dar din când în când îl mai folosesc ca și monitor extern pentru unboxing. Adică mă uit în televizor pentru că este vis-a-vis. -vis. Să văd dacă am cum să fac asta. da, Deci aici e studio -ul camera deasupra, studio și televizorul este vis-a-vis -vis de studio și este un ecran, ar fi, teoretic, este un ecran mult mai mare decât cel pe care l-am eu la cameră și mă ajută din când în când, când am nevoie de o claritate mai mare, să folosesc ca și camera externă, îl conectez cu un cablu mini HDMI la HDMI de la cameră la televizor și se rezolvă. Bun. Și aici, cum am zis, să mai avem un panou mai avem un panofono absorbant, jos avem televizorul și și mai jos Xbox-ul și și mai jos aici doar spațiu ascuns de depozitare pe care îl mai folosesc, nu știu, am aici geanta foto, hai focalizează, mai am o altă geanta acolo, niște prize ascunse, niște cabluri, hai focalizat, te rog, mulțumesc. Bun, băi, cam ăsta e turul, canapea e tăcă, mai am o noptieră pe care îmi țin telecomenzele de la LED-uri, majoritatea LED-urilor sunt pe telecomenzi, afară de la mare, de care v-am zis colorat și cu music reaction, ăla este controlabil de pe telefon, dar are și telecomanda lui, și mi se pare, mi se pare extraordinar de mișto. Sunt, sunt nebunii după RGB și după LED-uri. Toți vorbim de led -uri. mai sunt și astea două de aici pe care le-ați mai văzut în clipurile mele. O să vorbim și despre alea, probabil că nu o să vorbim despre birou de stream în detaliu. Ușile! Să mai vorbim de uși, care erau maron înainte, acum sunt negre. Bă, cât câtă treabă a fost în... în Bine, eu sunt și super mega perfecționist. Și dacă mă uit în anumite colțuri, văd imperfecțiuni. Văd. Pentru că, na, știu, eu le-am creat, imperfecțiunile alea, eu am creat bagurile alea. Încerc să le trec cu vederea, dar sincer, odată și odată, tot o să mi se pună mie pata puțin mai tare și sigur o să, nu știu, o să mă apuc să vă ruiesc iar sau să mai dau din un pici pe colo să, să acopăr anumite imperfecțiuni. Dar, momentan, momentan îmi place foarte mult și să nu uităm de... Asta. Este un termostat smart luat de pe EMAG, este extraordinar pentru că poate fi controlat de pe telefon, poate fi controlat și cu Google Home și deja mă obosit. Bă, să-mi lăsați un comentariu care este părerea voastră dacă mi-a ieșit bine. În păcat că n-am un before and after mai detaliat, pentru că na, înainte nu m-a preocupat extraordinar de mult să fac poze sau să fac filmulețe cum arăta înainte, pentru că nu-mi plăcea. Sunt o grămadă de chestii pe care am adăugat și o să mai fie adăugate. Probabil o să mai facem update-uri. Dacă o să mă mut, o să reușesc să mă mut de aici, sigur o să facem update. Deci, lăsați-mi un comentarii, vă mulțumesc tare mult, lăsați-mi în comentarii dacă vreți să vorbim despre studioul de filmare, unboxing și etc. tot ce folosesc eu, accesorii, video, foto lăsați-mi în comentariu dacă vreți să vorbim despre studioul de stream și ce conține, pentru că este unul de buget, chiar este de buget, inclusiv pc inclusiv pc este de buget. Așa că avem o grămadă de idei, urmează o grămadă de chestii, vă mai întreb, eu mai pun întrebări și pe Instagram, așa că nu uitați să dați un follow pe Instagram pentru că la story eu mai pun chestii. Posturile mele pe Instagram sunt de obicei poze destul de interesante, artistice făcute sau, na, chiar Vă mai țin la curent cu postele pe care le fac pe YouTube? Bun, voi sunteți cei mai tari, vă mulțumesc din tot sufletul meu. Hai să încheiem. Să sting puțin lumina asta. Hai să încheiem cu lumina așa roșie pe fața. Eu vă mulțumesc extraordinar de mult, voi sunteți cei mai tari. Mă înclin în fața voastră și hai să facem odată e, o mie de abonați. Planul meu era să-i fac până la sfârșitul anului. Pot să reușesc asta doar cu voi. Bă, dați un share pe Facebook. Share pe Facebook pentru că am văzut chiar, chiar funcționează cine a dat share pe Facebook, tot mi-au venit câte 1, doi, trei subscriber în plus. Este, este chiar interesant și funcționează și mă ajută extraordinar de mult. Bun, haideți, v-am lăsat să aveți o zi, seară, faină, indiferent când vă uitați la clipul ăsta și ne vedem data viitoare. Unboxing, video random, nu mai știu de acum, pentru că tot apar, tot apar idei multe. Pa!